Numele meu este Untaru Cosmin și sunt Data Analyst la Beauty Provider. Astăzi vă voi arăta cum puteți crea o vizualizare de tip Tremap cu drill down, o vizualizare foarte utilă atunci când dorim să comparăm categoriile, dar și subcategoriile unui produs, spre exemplu. Pentru aceasta eu sunt deja conectat la sursa de date sample supportor al lui Tableau, așa că putem începe. Primul pas este crearea unui set de date după câmpul categorii. Căutăm categorii în bara de search, clic dreapta, create și apoi set. Putem denumi acest set categorii set. Va fi destul de intuitiv. Păstrăm toate valorile și apăsăm OK. Acum în stânga ecranului, unde apare tabul de sets, avem noul nostru categorii set. Următorul pas este crearea unui câmp calculat. Apăsăm pe săgeata din dreapta tabului de Dimensions, Create Calculated Field. Îl vom numi Drill to Subcategory. Și vom folosi următoarea formulă. If Category Set, then Subcategory, else Category, and. Apăsăm OK. În secțiunea de Dimensions avem noul nostru câmp calculat. Pentru a implementa drilldown-ul avem nevoie și de o acțiune. Astfel mergem la Worksheet, Actions, Add Action și Change Set Values. Vom numi această acțiune sub categorie Drill. Aceasta va rula pe Select, va afecta sheet-ul 1. Target Set avem conexiunea de sample superstore și va porni la selecția unui valor din categorii set. Iar pentru deselectarea unui valor vom avea remove all values from set. Apăsăm OK și avem noua noastră acțiune. Următorul pas constă în aducerea dimensiunilor categorii, dar și sub drill to subcategorii pe rows. Și a profitului, spre exemplu, pe coloană. Putem selecta o categorie și vedem că aceasta face drill down către subcategoriile respective. Putem schimba și vizualizarea de la Show Me. Și selectăm Trime. Și avem așadar, putem scoate și header-ul de pe label, astfel încât să nu apară categoria duplicată, și astfel avem un tremap cu drill down către subcategorie. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și dacă aveți nelămuriri, nu ezitați să ne contactați.